Vine bine, da. La gira. Mâna relaxată. Uite, servește. Este 1-4. Bine, pe mijloc, s-a închis. 3-2. Mă duc. Hai, mă duc. Hai, salut! Numele meu este Valan Simona, de 5 ani, mă ocup în România cu tenis 10, PRT. Încercăm să instruim de mici copiii, începând cu vârsta de 5 ani, să instruim în arta tenisului de câmp. Astăzi aici, la Resort Condor, organizăm pentru prima oară, la nivel național, un turneu dublu mixt, probă pe care Federația Internațională de Tenis a încercat să o introducă, a și introdus-o, de fapt, în circuitul tenis 10. De ce a făcut acest lucru? A făcut acest lucru pentru că copiii trebuie și de mici, da, să joace nu numai tenisul simplu, da, să joace și dublu. Deci pentru prima oară astăzi au participat la, până în prezent, proba de roșu, dublu mixt. Urmează să desfășoare și categoriile portocaliu, cu vârsta cuprinsă între 9 și 10 ani, și verde, vârsta 10 ani maxim. Precum știm, tenisul este un sport mai special. E un sport care necesită, să spunem, și alte abilități. E, dacă la simplu, este un sport individualist. Copiii joacă pe cont propriu. La dublu, ei vor învăța să coopereze, să colaboreze bine între ei, să știe cum să-și croiască, mai bine zis, punctele, da, decisive, scorul între ei. Desfășurarea unui meci de dublu, noi am încercat să încadrăm în ceea ce se numește dezvoltarea abilităților copilului, pentru că una e să joci singur pe un teren și alta e să știi că ai un partener. Ei trebuie să știe, în primul rând, că dacă a greșit să alerge pe celălalt, celălalt va ierta pe el, da, socializarea, dar trebuie să știi să-l lași de la tine. Ei cooperează între ei în ceea ce privește desfășurarea punctului, zice, uite, du-te tu, sau uite, lasă că o lovesc eu.
Și iar revin că în pereche socializarea are o, să spunem, se va desfășura mai bine socializarea în doi. Despre această minunată locație, eu pot să zic că este superbă, Resort Condor, are toate, cred că, cele necesare, da, pentru o locație și sportivă, da, și hotel cu cazare, și restaurant, bază sportivă cu teren de fotbal, tenis, piscină. Eu îi dau 10 cu plus aceste locații superbe. Mulțumesc din suflet acestei Resort Condor, da, mulțumesc pentru tot sprijinul acordat în desfășurarea acestei competiții. Toate premiile au fost acordate de Resort Condor, inclusiv cupele, medaliile, au fost cumpărate over grip-uri, copiii vor fi serviți cu o pizza. Am primit solicitări pentru copii de 6-7 ani. Da, eu cred că Simona Halep este cea care ne inspiră și totodată cred că îi determină pe părinți să trimită copiii să încerce, că la început copilul vine și încearcă, hai să văd dacă îmi place. Eu le ofer o rachetă, o minge și dacă ei sunt copleșiți de magie, că tenisul este o magie, trebuie să-i placă ceea ce se întâmplă cu racheta și cu mingea, ei rămân și vor învăța această minunată artă a tenisului. Că este o artă, îți trebuie abilități psihice, abilități fizice, îți trebuie acea pasiune care te determină să reziști și atunci când este greu. Și toate astea la un loc conduce la un meci frumos de tenis. O viață sportivă, cred eu, de nota 10. Noi la tenis club municipal ne descurcăm cu cele două terene de zbură. Sunt suficiente deocamdată. Cred să mai crească numărul și dacă apar un număr mare de solicitări și nu facem față, se poate rezolva, cred, asta la nivelul romanului. Tenisul, așa cum am mai zis și în trecut, este, cred că, printre singurele sporturi, care îl ține pe captiv pe copil în teren, mental, secundă de secundă. În momentul în care te-ai derogat din traiectoria tenisului, deci de la mingi, ai început să gândești altceva, deja nu mai iese ceea ce trebuie în teren. Și spunem noi că mintea în priză, în ghilimele, adică copilul trebuie non-stop să gândească, să fie concentrat. Deci alergi, faci mișcare în același timp, îți pui în mișcare, da, abilitățile fizice, dar în același timp și creierul trebuie să gândească, pentru că creierul este singurul care coordonează toate mișcările în teren. Dacă ai un creier obosit, jocul de tenis nu va ieși. Trebuie să fii odihnit psihic, da, ca să poți să gândești ce vrei să faci în teren, și un corp fizic la fel odihnit, ca să facă față, da, solicitărilor creierului. Și așa îmbinate aceste două lucruri, iese tenisul de nota 10, antrenamentul și meciurile și etc. Începe premierea. Abia așteptați. Ok. Locul 4. Carina Tuchiat cu Denis Tofan. În față. În fața unde? Hai. Felicitări. Carina. Felicitările noastre. Locul 3 este ocupat de Copus Daria, Baciu Ștefan. Baciu, cum are vrei? Știu Ștefan. Vrei mou? Bol de ce voi? Da, și vrei. Ok, trebuie să aplaudăm copiii. Trebuie să aplaudăm, așa. Locul 2, uite, la voi v-am zis, s-a spart gheața. Luptați de un an și nu se ținea de voi deloc, niciun fel deloc, nici unul, nici doi, nici trei. Astăzi ați avut noroc, să zicem, bine, primul munca voastră. Dar ați reușit, uite, să câștigați locul 2. Ses cu Dragoș, împreună cu Percă Giulia. Okay. Dragoș, pentru tine, Giulia, trăiască tenisul, ok, aplaudăm copiii, felicitările noastre tuturor. Așa, locul întâi este ocupat de perechea Tudor, Teodor și Ștoc Maria. Aici, hai. Așa. Locul 1, mă scuze. Da, locul 1. Felicitările noastre, aplaudăm copiii.
Foarte mare pregătire, da. Luat o sau cine. Cum te numești? Giulia. Giulia, câți ani? 6 ani. Și de ce ai ales să joci tenis? Că îmi place. E frumos, te ține în priză? Și pupele sunt frumoase, merită, nu? Îmi place cupa. Îți place cupa. Ce premii ai luat astăzi? Ce loc? Loc, ce? Locul 2, și data viitoare e locul 1, nu? Joci de mult tenis? Uită-te aici! Joci de mult tenis? Da. Cam de când? De mult. E bine, noi îți urăm succes mai departe, da? Mulțumim pentru interviu. Da. Nu uite, locul 2. Ce spune Gabriel? Și astăzi ai luat? Locul 2. Locul 2, bravo. De cum joci tu? De 6 luni. De 6 luni. E greu? Așa și așa. Mai ai așa mai mult sau așa? Mai mult. Ai jucat astăzi dublu mixt, nu? Da. Te-ai înțeles bine cu partenera? Da. E bine. Și ce faci mai departe? Vrei să iei locul 1? Hai vin aici în fața camerei, da? Ca să te vadă. Da. Da? Ai jucat bine, zici tu? Da. Data viitoare iei locul 1? Da. Sigur? Promiți? Da. E bine. Mulțumesc foarte mult pentru interviu. Spune, putem, cum trebuie? Darius. Darius. Darius, ce loc ai luat? Locul 3. Locul 3, e bine. Când ai luat? Când îmi place. Tu poți spune? Trebuie să mă întrebezi. Da. Cam de când joci? De 2 ani. De 2 ani. E greu? Așa. Ce înseamnă așa și așa? Părăsitor, nu mai rămâne? Cum ți se pare că așa? Vreau să fiu primară, dar când se pare Giulia, ține un pas. Îmi place. Și de ce te-ai apucat de tenis? Pentru că îmi place mai pe dreapta și pe are vreo legătură cu Sibona Halep? Ce cu ea? Din cauza ei te-ai apucat de tenis? Nu, ți-a plăcut ție. Mi-a plăcut când jucau pe tenis. Noi îți urăm succes pe mai departe. Mă numesc Ștefan. Spune-te, de când joci tenis? De 4 luni. De 4 luni. Și astăzi ce loc ai luat? Locul 3. E bine, felicitări. Trebuie să te antrenezi mai mult pentru locul 1, nu? Da. Tu de ce te-ai aplicat de tenis? Pentru că n-am avut ce sport să-mi iau și m-am gândit la tenis. Și dacă am vrut la tenis, m-am dus la tenis, pentru că îmi plăcea. Că de ce mi-ai ales fotbal? Că nu-mi plăcea, că mă durea piciorul, puteam să-mi sclintez piciorul, că odată la sport mi-am sclintit piciorul și nu mi-a plăcut. Așa e sportul, trebuie și riscul. Știu, dar mi-a plăcut tenis. Tenisul e frumos, nu? Mm-hmm. Ce-ți place cel mai mult la tenis? Îmi place să lovesc pe dreapta și pe stânga. Și de abia aștept să trec și la alte mingi. Felicitări, noi îți urăm succes pe mai departe. Zia, cum te numești? Maria. Maria, stămâna, câți ani? 7 ani, 8 ani. 8 ani, bun, și de când joci tenis? De 2 ani. De 2 ani, și astăzi ai luat primul? 1. Oh, primul 1, bravo, felicitări. Ce-ți place cel mai mult la tenis? Că îmi place foarte mult, fac sport în aer liber, mai ies pe afară. Dar de 2 ani e prima oară când joci la dublu sau ai mai jucat? Am mai jucat pe teren la antrenament. Deci erai obișnuită oarecum cu dublu? Da. Te-ai înțeles bine cu partenerul? Da. Sigur? Da. De aia s-a luat locul 1. Mai departe cum? Vrei să faci mai mult antrenament? Sau? Da. E bun. Noi îți urăm foarte mult succes. Felicitări pentru premiu. Mulțumesc. Succes pe mai departe. Mulțumesc. Salut. Cum te numești? Teo. Teo. Frumos, Mie. Ce loc ai luat astăzi? Locul 3. Bravo, felicitări. De când joci? De când joci tenis? De 4 ani. De 4 ani. Și câți ani ai tu? 6. Joci tenis de la 2 ani? Da. Bravo, felicitări. Și cum de-ai ajuns să joci tenis la 2 ani? Ai văzut-o la televizor și ce te-ai spus? Ia să-l ajung eu pe tecău sau... Nu? Ai vreun idol în materie de tenis? De tăia mari? Da. Cine? Federer. Bun! Ai de gând să-l depășești? Să fii mai bun decât el? Am să-i transmit când vorbesc cu el, îi trimit un e-mail și spun. Dacă ai apucat să-l vezi pe Federer față în față, ce este? Am
am să te bat. Ce îți place mai mult la tenis? Păi, îmi place să fac mișcare. Să fie cel mai bun. Eu îți urez să fii cel mai bun în continuare. Felicitări pentru premiul tău și succes pe mai departe. Mulțumesc. Salut! Cum te numești? Denis. Denis, câți ani ai? 8. 8 ani și joci tenis de? De... un an. De un an, e bine. E bine, ce plin ai luat astăzi? Cu 3. Patru. Se bat 4? Da. Acum scrie 3. Și de ce te apucă de tenis? Băieții la vârsta ta se apucă de fără, de exemplu. De ce ți-a plăcut tenisul? Pentru că vreau ca să joc. Vreau ca să joc tenis, să fiu cel mai bun. Și o să fii? Promiți? Să te întrenezi mult, da? Felicitări pentru premiu și succes pe mai departe în carieră. Mulțumesc! Bună ziua! Cum te numești? Carina. Carina, sărâna, câți ani ai? 8 ani. 8 ani? De când joci tenis? Un an jumătate. Ați început foarte devreme toți. Ce ți-a plăcut? De ce ai vrut să faci tenis? Pentru că am vrut să joc și altceva, numai că mi-am ales tenisul pentru că îmi plăcea foarte mult. Ce anume? Pentru că am văzut la televizor și am vrut să devin și eu o tenismenă. Are legătură cu Simona Halep? Da. Dacă ai vedea-o pe Simona, ce îi spune? Că vreau să fiu la fel de bună ca tine. Mulțumesc tare mult. Succes pe mai departe. Mulțumesc. Carina, vine cu ești mai înaltă, partea asta la mine. Ok, cred că arătăm. Ne vedem cu toții?